O echipă de vânători de asteroizi gălățeni din cadrul Astroclubului Călin Popovici a fost selectată pentru a participa la un program de explorare inițiat de Agenția Spațială NASA. Astroclubul, coordonat de Ovidiu Tercu, este principalul proiect educațional derulat de Observatorul Astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță. Ne aflăm la Observatorul Astronomic, unul dintre cele mai extraordinare locuri din Galați. Aceasta este poarta noastră spre Univers, spre stele aflate la mii și mii de ani lumină de noi. La vânătoarea de asteroizi inițiată de NASA au participat 30 de echipe din întreaga lume, în colaborare cu celebrul observator astronomic Pan-STARRS 1, situat pe insula Maui din Hawaii. Pe parcursul acestei luni, în care a fost derulat acest proiect educațional, am primit mai multe seturi de imagini de la surveiul american, de la telescopul american Pan-STARRS 1, cu diametru oglinzii principale de 1,8 metri, situat în insula Hawaii, dotat cu o cameră CCD care are aproximativ 1,4 miliarde de pixeli. După ce am primit aceste imagini, cu ajutorul unui program cu care noi suntem foarte familiarizați, este programul Astrometrica, cu care am măsurat peste 11.000 de poziții chiar cu acest instrument și cu acest soft, am analizat aceste imagini împreună cu echipa de elevi, membrii Clubului de Astronomie, am reușit să identificăm noi asteroizi pe care am raportat și așteptăm în viitor confirmarea acestor descoperiri, crediul de descoperitori și, bineînțeles, vom avea dreptul ca acești asteroizi să-i denumim. În detectarea asteroizilor, cheia succesului este un ochi antrenat. Gabriel Neagu are deja 3 ani de când este vânător de asteroizi. La Astroclub, el a reușit să identifice câteva zeci de astfel de corpuri cerești. Programul NASA a fost o ocazie în plus de a-și pune în valoare talentele de astronom. Mă uit după asteroizi care sunt nedescoperiți. Asteroizii descoperiți fiind semnalați cu un pătrat roșu și cu denumirea lor, iar cei nedescoperiți nu au niciun fel de marcaj. Sunt multe tipuri de asteroizi care se mișcă cu viteze diferite, au compoziții diferite. Sunt foarte bine monitorizați, în special cei apropiați Pământului. Sunt șanse foarte mici să apară unul pe care nu-l cunoaștem. La rândul ei, Ana Lupoaie ne confirmă că vânătoarea de asteroizi nu e chiar o joacă de copii. Chiar dacă în aparență nu pare prea complex, este pentru că un asteroid poate amenința integritatea planetei noastre și, în același timp, din punct de vedere științific, asteroizii au compuși din diferite materiale și e foarte interesant să analizezi compoziția unui asteroid. Fiecare dintre tinerii astronomi visează să descopere cât mai multe din tainele Universului. Dominic Zlat, de exemplu, își dorește ca într-o zi să descopere o exoplanetă, poate chiar una asemănătoare cu Terra. Îmi place foarte mult pentru că în spațiul cosmic sunt foarte, foarte multe planete care seamănă foarte mult cu a noastră. Mi-ar plăcea foarte mult ca să descoper o planetă cu un potențial foarte mare de a avea viață. O descoperire de acest tip nu poate schimba în mod absolut. Dorința tinerilor astronomi are toate șansele să se îndeplinească. Astroclubul Călin Popovici are deja descoperiri de excepție în palmares, precum cele 12 stele variabile care poartă toate numele Galațiului. De asemenea, unul dintre meteoriții recent descoperiți va purta și el numele de Galați.